dimineața. Astăzi aș dori să analizăm împreună un pic beneficiile civilizației. O temă de care suntem la fel de conștienți pe cât este conștient peștele care trăiește în mijlocul oceanului. Cred că peștele realizează faptul că nu este liber și că undeva există un mediu neprimitor în care el poate să sufere și chiar să moară foarte rapid atunci când mai face cât un salt în afara apei și când se întâlnește cu aerul, cu mediul acesta în care noi trăim bine, dar ei nu trăiesc. Similar, omul modern care trăiește în mijlocul civilizației, al confortului de tip occidental, nu este conștient de slăbiciunile și de dependența pe care o are față de această zonă extrem de primitoare, de învăluitoare a mediului nostru, care ne leagă cu milioane de fire invizibile pe care noi nu le conștientizăm și își imaginează tot felul de lucruri, că poate să trăiască în natură, în sălbăticie, în... Exact ca peștele care își imaginează că dacă are aripioare poate să zboare. Da, poate să iasă din apă pentru scurte perioade de timp în salturile lui, însă revine inexorabil în apă pentru că altfel moare. Așa este și povestea asta cu cei care își fac gânduri, dom'le, mă voi retrage undeva la țară, într-o comunitate mică, o să facem și o să dregem. Comunitățile astea mici sunt tot un fel de bule minuscule de apă pentru pește, dacă este să continuăm comparația, în care nu te desprinzi complet de mediul din care provii, pentru că de asta este comunitate. Comunitatea este cea care produce civilizație, care produce acoperirea unor nevoi. Ceilalți nu sunt acolo doar de decor, nu sunt doar pentru că noi suntem obișnuiți să avem oameni în jur, ci pentru că acei oameni ne oferă lucruri. Unii oferă joburi, skilluri, da? Aptitudini de care noi nu suntem conștienți, nu le putem face. Mă uitam de unăzi, fiimea a făcut o mică otită. A apucat-o undeva pe la miezul nopții. Vă dați seama, durere în urechiușe, nu putea să doarmă. Am încercat cu câteva picături de Otipax cu vată, n-a funcționat. N-aveam antibiotic în casă. Știam ce antibiotic trebuie dat, știam care este tratamentul, că vorba aia, nu sunt la prima încercare de genul acesta. Cu toate astea, a trebuit să ne urcăm în mașină și să mergem la un spital. Spital unde mai erau și alți copii, unde alți părinți îngrijorați, cu diverse probleme cu copiii lor, unul cu dereri de burtică, altul cu probleme de respirație, altul cu tot felul și tot felul. În astfel de momente conștientizez cât de importantă este civilizația. Ia să te fi apucat o astfel de problemă cu un copil in the middle of nowhere, la mama naibii, la dracu cu creciu, cum se zice, unde cel mai apropiat medic e la 200 sau 2000 sau 20.000 de kilometri distanță sau nu există deloc. Și te uiți la copilul tău cum se topește pe picioare, tu nu știi ce să-i faci pentru că n-ai specializarea necesară și e un domeniu care te depășește. Da? Slabul, fragilul mecanism uman din când în când se gripează. Și dacă nu știi cum să-l repui în funcțiune, care sunt leacurile dobândite prin milenii de experiență ale umanității, mori. Părăsește această lume cu picioarele înainte, într-o groapă umedă și rece. Asta știm să săpăm. Și aici nu e vorba numai de copii. Aici e vorba și despre oamenii normali.
Speranța de viață a omului modern a crescut odată cu chestiunile care țin de igienă, da? Aseptizarea mediului și îngrijirea medicală, care oricât de mult ne-am plânge noi de ea și am huiduit eu că e proastă și etc., totuși există. La o adică poți să suni un 112, să suni după o salvare. Că vine acum, că vine mai târziu, dar vine. Are pe ea, că vrei sau că nu vrei, minim un asistent medical, deci un om competent, mai competent decât tine, în majoritatea cazurilor, și minim un medic, care iarăși, iar în funcție de specificul problemei, serviciul de ambulanță îți va trimite un profesionist în domeniul în care ai nevoie. Asta este doar o mică parte a problemei. Vorbeam cu maestrul meu, cu Chentru Rinpoche, despre această situație a traiului în comunități izolate. El provenind dintr-o astfel de comunitate izolată, nomadă, de oameni care trăiau niște iurte, da, niște corturi din acelea mari pe rame de lemn, făcute din piei de animal și pânză. Nu aveau beneficiile civilizației. El a cunoscut legumele la vârsta de 18 ani, când a coborât pentru prima dată sub o altitudine de 4.000 de metri. La vale, cum se zice. Singura lui preocupare care putea să o aibă acolo era să fie păstor de iaci, să păzească animalele. Femeile, singurele lor treburi erau acelea de a prepara animalele, de a scoate grăsimea, carnea, untul, de a coase, de a țese, de a suplini această teribilă lipsă civilizațională. Nu știu dacă înțelegeți, exact ca bunicile noastre. Bărbatul era la câmp cu animalele și cu... Asta este rolul tradițional al oamenilor. Cât de mult ne-am depărtat, ne-am distanțat de această poveste tradițională. Iar femeia oferă tot ceea ce ține de casă. Evident, astăzi ne putem bate joc de aceste roluri, râde așa de la înălțimea aroganței noastre specific occidentale și să spunem, să vorbim despre fluiditatea de gen, că despre faptul că poți fi cine vrei tu să fii, etc., etc. Însă să nu uităm, în momentul în care pierzi rolul tradițional, pierzi tot acest antrenament pe care natura în mileniile de existență ale umanității ți le-a stocat în memoria ancestrală a speciei tale. Tu ești ăla care, odată ajuns în natură, dacă ești băiat, te transformi în bărbat și îți apăr familia de tot felul de provocări și primejdii. Pui mâna pe topor și ieși în calea ursului, încerci să vânezi, asiguri lemnul de foc, te lupți pe zona de agricultură, creezi și construiești arcuri de animale, un adăpost mai bun. Femeia, de asemenea, are grijă de copii, are grijă de animale, are grijă de casă, creează haine, gătește, cunoaște plante, prepară leacuri. Deci, astea sunt normele, sunt zonele tradiționale. Și ne spune că da, vai, da, nu există masterchef mai bun decât un bărbat, domnule. Ia uite, bărbații sunt cei care cu adevărat au gustul și știu să gătească, femeile sunt și ele pe acolo. Da, asta poate într-o epocă în care mâncarea a devenit un moft, iar scopul ei principal de a hrăni omul a rămas undeva în plan secund. Da? Să ne amintim, pe vremuri omul mânca ca să trăiască, nu trăia ca să mănânce, cum este în epoca noastră.
Sunt foarte mulți gurmanzi, foarte mulți oameni al căror unic orizont de așteptare este următoarea masă. Oare ce voi mânca bun? Da? Acei oameni trăiesc ca să mănânce. Nu mănâncă ca să trăiască. De asta spun, trebuie să redevenim conștienți de aceste lucruri, de aceste provocări. De fiecare dată când mergem la țară și nu avem un WC-ul decât în curte, de fiecare dată când mergem la țară și trebuie să facem focul sau la cabană, arta ancestrală a producerii focului. Nu e ușor, nu e puțin lucru să știi cum să pui acele lemne, să înțelegi principiile acestea ale straturilor de aer, modul în care funcționează, cum trage o sobă pentru a putea crea focul într-o sobă, într-un spațiu închis. Sunt foarte multe lucruri pe care când le redescoperim ne dau chiar o anumită bucurie. Bucuria aceea a semnificației, a lucrului ieșit din mâna noastră, a unei vieți împlinite prin lucruri simple, prin micile mărunțișuri ale vieții, pe care aici, în societatea noastră măreață, nu le mai simțim. De ce? Pentru că e totul la botul calului, totul este prefabricat, totul este încircuit într-un lanț. De asta, pe de o parte, foarte mulți oameni găsesc o mare plăcere și bucurie în a trăi liber în natură, în a trăi în aceste medii primitive, le-am putea spune, nu? În condiții vitrege, în timp ce ceilalți fug de chestiunea asta. Există chiar niște fobii noi inventate, fobiile tehnologice, de exemplu. Omul care, când iese din raza semnalului telefonului mobil, intră în panică. Am avut un astfel de caz, mergeam spre mare cu mașina, cu nevastă mea, cu niște prieteni și la un moment dat am părăsit șoseaua principală din dorința de a descoperi un nou drum. Cercetătorul, spiritul acela de călător, de descoperitor din mine. Și drumul național s-a transformat în drum sătesc, drumul sătesc s-a transformat în drum de pământ, drumul de pământ s-a transformat în miriște și a dispărut în final cu totul, iar noi eram în mijlocul unui câmp încercând să ne orientăm după stele. Și evident, după un GPS care nu prea mergea. În acel moment, una dintre persoanele din mașină a intrat în panică. A început să se sufoce. Unde este spitalul? Vreau cel mai apropiat spital. De ce n-am semnat la telefon? Vreau să o sun pe mama. Ajutor. Te rog, întoarce înapoi mașina. Eu în momentul ăla am intrat în joc și am început să gripez mașina. Să spun, uite, nu mai merge. Face probleme. Aici rămânem. Ne va prinde noaptea. Cine știe ce va fi cu noi? În momentul ăla s-a declanșat panica. Și am început să râd și să mă simt din nou bărbat într-o lume a unor femei speriate care cereau protecție, cereau sprijin, cereau confirmarea unui sprijin pe care să se bazeze pentru a ieși din imensul necunoscut rece al naturii. Nu știu dacă v-am redat într-un mod poetic ceea ce am simțit eu în acel moment. Însă am început să râd, evident. Într-un final, evident că am rezistat tentației de a ne întoarce înapoi, am făcut stânga-dreapta, am găsit un drum până la urmă, însă acea aventură a rămas ca o înțelegere foarte clară a fragilității noastre în fața necunoscutului. Această mare problemă a lipsei de pregătire pe care o avem în fața naturii. Naturii reci și neiertătoare, care nu-i primește și nu-i acceptă să trăiască în sânul ei decât pe cei care sunt pregătiți. Cei care au această capacitate de a se adapta, fie prin experiență, fie prin inovație,
condițiilor pe care ea le impune, ca regulile ale jocului. Vedeți voi, societatea modernă este o societate tălâmbă, moale, care a pierdut această adaptare. De ce? Pentru că niște pionieri au, pionieri ai științei, pionieri ai descoperirilor, au inovat chestii, au învățat lucruri, le-au oferit lumii, iar lumea le-a luat și le-a folosit pentru a îmblânzi natura, pentru a crea un cadru cât mai molicel și mai pufos, ca nu cumva fundulețul de om modern să se lovească de realitatea dură a naturii. În natură nu ai foarte multe șanse de a greși. De cel mai multe ori lecția se învață prin moarte, prin suferință, prin boală. Și atunci contează foarte mult experiența transmisă, fie în mod intelectual de către ascendenții tăi, fie acea experiență intuitivă a speciei. Din păcate, de cele mai multe ori ne-am pierdut, ne-am tocit această capacitate de a ne reaminti acele bune reflexe de a trăi în natură. Și în momentul în care dăm cu nasul de o situație critică care reclamă câteva din calitățile strămoșilor noștri, rămânem blocați ca niște iepuri, ca niște fazani cu farurile în ochi. Iar acele câteva secunde ne pot fi fatale. Aceste blocaje ne pot distruge existența, ne pot smulge viața din noi. Asta este o lecție pe care nu trebuie să o uităm. Atâta timp cât nu facem exact ca peștele, din când în când cât un salt în afara apei, pentru a vedea cum este realitatea naturii, dezbrăcată de confortul civilizației, nu vom ști niciodată cât de mult riscăm și cât de fragili suntem în fața provocărilor vieții. De asta ieșirile în natură, mersul la țară, drumețiile, deprinderea de copii, de mici, a unor obiceiuri, a unor seturi de comportamente care să ne pregătească măcar principial pentru genul acesta de provocări, sunt foarte, foarte importante. Eu vă spun că toți copiii ar trebui să meargă cum merg la americani, mi se pare, în tabere din acestea de cercetași, în zone de pregătire în care să se apropie de natură și de duritatea și simplitatea naturii și de frumusețea ei. Să învățăm să respectăm natura și nu poți să înveți să o respecti altfel decât în momentul în care ești într-un contact direct cu ea. Îi respecti în primul rând forța. Foarte mulți creștini nu înțeleg astăzi acel principiu, teme-te de Dumnezeu. Zice, cum? Dacă pe Dumnezeu eu trebuie să-L iubesc, de ce să mă mai tem de El? Și tratează cu aroganță subiectul acesta spiritual. Dumnezeu are o interfață prin care comunică cu omul. Această interfață se numește natura. Atâta timp cât noi nu învățăm să respectăm natura, fața vizibilă a Dumnezeirii, a divinității, nu vom ști să apreciem la adevărata valoare a totputernicia și forța infinită a divinității, a Dumnezeirii. Iar asta este o aroganță pe care în viață nu prea ți-o poți permite, pentru că viața găsește chiar și în acest context civilizațional în care trăim, găsește nenumărate moduri de a te lovi, de a-ți demonstra faptul că ești în continuare dependent de legile naturii, de gravitație, de temperaturi, de faptul că apa este udă și focul arde. Astea vor rămâne adevăruri universale atâta timp cât va exista acest univers
care are în spatele un principiu creator, indiferent de conceptele budiste, eu vă spun că ideea de conștiință atotputernică care a generat ceea ce puteți voi să spuneți că este o hologramă, alții poate să spună că este un vis, nu contează abordarea, dar este tot o formă de creație și care n-a apărut de la sine, cum le place unora să creadă. Până și principiul entropiei, citeam un articol științific, este guvernat de legi extrem de stabile. Deci dacă până și legile haosului, da? Fizica cuantică, care se bazează pe tot începând de la principiile lui Max Planck cu dualitatea undă-corpuscul, da? Această ambivalență a modului în care se comportă energia, principiile conservării energiei, toate ne arată că trăim într-un sistem care are în spate o conștiință care menține clip potrivit. Țin minte că la vârsta adolescenței am citit reflexiile lui Albert Einstein, erau un volum, o cărticică, se numea Cum văd eu lumea. Și în acest volum Einstein spunea într-una dintre scrisorile pe care le trimisese unui corespondent al său un pasaj foarte frumos despre fiorul pe care îl trăiește, un fior de ordin mistic, atunci când descoperă în frumusețea ecuațiilor matematice care exprimă adevărurile acestea ale fizicii elementare, toate aceste principii ale naturii care sunt adânc înrădăcinate de cineva, de o forță misterioasă pe care el o numește Dumnezeu. Iar această forță, descoperirea ei în natură, în legile naturii, îl face să trăiască acest fior mistic. Și pentru el, ca om de știință, asta mi-am amintesc că era o metaforă foarte frumoasă, lumea și fizica a devenit un templu al divinității, un templu al științei. Este suprema formă de împăcare a omului de știință, a spiritului luciferic, ca să spunem așa, da? Lumina aceasta a cunoașterii naturii, a furtului prometeic al focului cunoașterii mundane, care se împacă cu divinitatea, înțelegând că sursa tuturor acestor reguli și chiar conștiința și capacitatea de a descoperi aceste lucruri provin de la Dumnezeu. Astea erau niște observații și niște lucruri foarte frumoase pe care le citeam. În același timp citeam Rabindranath Tagore. Are o carte denumită Sadhana. S-A-D-H-A-N-A. Sadhana înseamnă practică spirituală. Și în acest mic eseu, un volum foarte mititel, de culoare portocalie, cei care și nu mai amintesc, el vorbea despre dihotomia aceasta dintre spiritul occidental și mărețul spirit estic al culturii estice, care s-a bazat nu atât de mult pe logica și organizarea dată de minte, cât pe această contemplație a naturii și a înțelegerii de dincolo de minte a realităților ei. Și explică Tagore cum celebrii rishi, acei mari înțelepți care au legiferat, care au fost legislatorii sistemelor de gândire indiană, au pătruns dincolo de acest văl al naturii, au pătruns în acea zonă a nomosului, cum îi spuneau grecii, da? Cum îi spunea acea filozofie pitagoreică, de fapt misterele pitagoreice, din care din păcate nu ne-au mai rămas nimic, la fel ca și din misterele orfice din Grecia antică. Deci pătrundeau în această lume a ideilor în care puteau să vadă cum iau alcătuire, cum se formează din mintea divinității, a absolutului, principiile care ulterior se reflectă în lume și devin obiecte, devin ființe.
Foarte interesant. Tot așa, în aceeași perioadă, citeam despre daoism și concluziile daoiștilor erau exact aceleași. Din China antică, din zona aceasta de înțelepciune, care aparținea de un alt spațiu geografic, culmea, și care, practic, într-un alt limbaj, obțineau aceleași rezultate. Astea sunt lucrurile care merită înțelese și odată ce ai înțeles locul omului în natură și relația sa cu Dumnezeu, cu divinitatea și modul în care natura intermediază această relație, înțelegi niște adevăruri simple care nu pot fi schimbate de acest mondialism deșanțat prin tot felul de paliative și surogate. Da? Nu poți să schimbi rolul femeii în viață, rolul principiului feminin în viață, atâta vreme cât înțelegi faptul că femeia este de fapt natura, este prakriti, cum îi spuneau indienii, este acel principiu cosmic feminin, creator, care oferă extraordinar această regenerare continuă a lumii. Ea este cea care face ca roata existenței să se învârtă. Când înțelegi că de asta bărbatul nu poate face copii, de asta bărbatul nu poate hrăni un copil, de asta el nu poate da viață, oricât de mult și-ar dori. Sunt unii bărbați care nu-și acceptă rolul de masculi așa cum i-a creat natura și pe care de obicei natura îi distruge. Îi distruge pentru că este nemiloasă în contactul cu forțele și cu regulile ei. Astfel de specimene scelerate, debile, nu au loc. La fel cum spartanii aruncau de pe stânca tarpeiană copiii cu deformități, ei nu făceau altceva decât să accelereze un principiu al naturii. În societatea ateniană nu era loc pentru anomalii, nu era loc pentru ființe decrepite. De ce? Pentru că atâta timp cât nu reușeai să te aperi în fața vicisitudinilor vieții, ale existenței acesteia în contactul direct cu legile naturii, nu erai apt să trăiești. La fel cum animalele bolnave sunt abandonate de către semenilor, nu dintr-un act de cruzime, ci din înțelegerea aceasta a tot puterniciei principiilor naturii, care nu fac rabat de la aceste lucruri, în momentul acela înțelegi că traiul în contact cu natura nu permite erori, nu permite greșeli și că, de fapt, această selecție naturală este o formă prin care natura păstrează puritatea aceasta a evoluției. A evoluției prin adaptabilitate, prin aplicarea regulii, cel mai bun, cel mai rapid, cel mai adaptat, câștigă jocul. Societatea noastră a lăsat breșe, a lăsat găuri, a lăsat zone de confort în care pot să trăiască și cei care nu au capacitatea de a se adapta. Dar vor veni momente în care va trebui să ne readaptăm, în care vom șterge praful de pe praful acesta tehnologic, praful acesta, vom șterge glazura asta foarte subțire de civilizație de pe spiritele noastre adormite și vor ieși la iveală toate acele milenii și milenii de milenii de adaptare pe care ni le-au transmis ca cea mai prețioasă comoară strămoșii noștri. Da? Cei victorioși care au reușit să se reproducă într-o lume ostilă. Da, corect. Spermatozoidul este prima formă de viață care mișcă și are direcție, spune cineva. Concurența, da? Începe de la spermatozoid, cel mai rapid, cel mai motil, cel mai puternic câștigă, fertilizează ovulul. Nu cel mai leneș, nu cel mai inteligent, nu cel care îi păcălește pe ceilalți, nu. De asta sunt atâtea probleme în reproducerea umană astăzi, da?
atâtea cupluri care se plâng că nu pot să aibă copii. Și când merg la teste, descoperă că bărbatul nu mai are spermatozoizi, că este, că a fost emasculat. I-a fost furată virilitatea de toate plasticele și toți hormonii feminini cu care este arhiplină hrana noastră, cea de toate zilele. Această feminizare a bărbaților este un efect tragic al este prețul pe care trebuie să-l plătim, din păcate, prețul acesta al nu al evoluției, al civilizației. Și nu e puțin lucru să înțelegi aceste lucruri și să iei măsuri să nu te lași feminizat. Feminizarea oamenilor are loc de milenii prin intermediul actului civilizator. Îmblânzirea bestiei, da? Îmblânzirea animalului din noi este un proces care a fost de foarte lungă durată, care are avantaje și dezavantaje, repet. În forma ar fi să găsim un echilibru între aceste două tendințe. Asta nu înseamnă că trebuie să anulăm tot beneficiul acesta al toate avantajele cuceririlor științifice și să revenim la sânul rece și dur al naturii. Nu. Ideea este să ne bucurăm de ceea ce avem, însă să nu uităm niciodată de unde am plecat, pentru că această uitare este o capcană și o vulnerabilitate mortală, care se poate dovedi mortală în anumite situații. Mă rog ca niciunul dintre noi să nu prindem acel moment în care să fim nevoiți să ne reamintim lecțiile strămoșilor noștri. Însă lucrurile se mișcă ciclic. Întotdeauna când se atinge un anumit apogeu al unei civilizații, aceasta începe drumul către decadență, către distrugere. Și din păcate se pare că noi am atins un astfel de apogeu. Nu știu dacă vom putea trece în următorul ciclu al existenței noastre, din punct de vedere al societății, desigur, fără să existe aceste sincope în care să ne reîntâlnim cu aceste adevăruri simple ale naturii. Mă uitam ieri pe Euronews la videourile puse la dispoziție de cei de la Boston Dynamics. Am mai vorbit zilele trecute de acea extraordinară firmă de biotehnologii și de robotică aplicată, care, culmea, are și foarte mulți români care lucrează în ea, tineri care au câștigat concursuri de robotică, de informatică, de tot felul de domenii și care sunt în momentul de față în vârful acesta al unui pionierat către crearea unor roboți performanți care de foarte multe ori depășesc abilitățile umane. Și totul prin programare. Să vedeți ce pot să facă acei roboți. Au băgat un robot care echipul le ajută un muncitor care se află pe un șantier, pe niște schele. Însă, în realitate, robotul respectiv poate să facă salturi, poate să se cațăre mai repede și mai cu o economie mai mare de mișcări, de felină, decât un om. Iar chestia asta cumva te sperie. Ei încearcă să creeze această breșă în conștiința noastră, să spună, iată un robot care ajută un muncitor pe șantier. Însă, în realitate, sunt convins că robotul respectiv va lua locul muncitorului pe șantier și va fi capabil să facă cam tot ceea ce face un muncitor pe șantier. Asta este trista realitate. Și nu cred că suntem departe de momentul în care
muncile simple, muncile fizice vor vor fi deja de domeniul trecutului și vor putea fi făcute de astfel de roboți autonomi, da? Dotați cu o inteligență artificială, programabili, mult mai puternici, mai rapizi și mai ieftini decât este omul. Și în momentul acela omul va deveni dispensabil pentru cei care controlează astăzi lumea. Și va putea să dispară ca și ființă care justifica cumva încă existența pentru unii în fața unora și va putea să dispară liniștit în anonimatul morții fără să îl plângă nimeni. Este testul suprem, testul suprem de supraviețuire pentru care nicio generație nu cred că a fost pregătită. Pentru că nu s-a mai întâmplat așa ceva, din câte știm noi, în istoria civilizației. Chiar și atunci când anumite puteri sau imperii s-au extins, a fost nevoie de oameni. Astăzi e pentru prima dată când spargem acest tipar și ajungem în situația în care se vor putea extinde imperii și vor putea fi controlate fără intermediul supușilor, fără al sclavilor oameni. Omul devine o cantitate neglijabilă, devine o piesă dispensabilă în acest angrenaj al puterii. Așa că trebuie să ne gândim rapid opțiunile și să ne înțelegem poziția noastră în univers și mai ales prin raportare la cei care conduc lumea, căci fără îndoială lumea are o conducere. Dacă am pierdut această lecție, am pierdut începutul acestei forme de adaptare și vom fi sortiți pieirii ca toate ființele anacronice care refuză realitatea și prin asta refuză adaptarea. Căci iată câți oameni care nu credeau în teoriile conspirației ale vaccinării eugenice, da? Cât scrapă astăzi sau au probleme de sănătate care îi duc până în pragul mormântului. Da? Deci iată cum o primă lecție ratată poate să ducă la o mare problemă. La plecarea din această viață. Da. Spune domnul Gogo Mogo, simplu, unul din cei doi este dealerul de drog și cealaltă este clientul. Și Adelina spune, tocmai important este sucitul. Da, cam astea sunt lucrurile pe care voiam să le exprim astăzi, în această dimineață minunată, în mica mea călătorie. Ținem legătura. O zi minunată.